Ziua asta începe super târziu și super pe fugă, pentru că trebuie să ajung și pe la E4 și până la Decathlon, până la 10 și deja 10 și un sfert. Măcar am ajuns la F64. Ți-am zis eu, domnule obiectiv, că o să te iau într-o bună zi. Te iau să te duc la Tomorrowland. Gata, l-am luat și cum ați merge repede spre Decathlon, mai am 25 de minute până se închide. Am venit în Decathlon să-mi iau un băț nou pentru Stag, numai scurt, care să încapă și în bagaj. Cealaltă undiță mea este mult prea mare. Am găsit, hai să mergem. Ok, luăm și pește. No, bun, putem spune acum oficial că suntem pregătiți de Tomorrowland. Este foarte mișto acest obiectiv. Este obiectivul pe care îl folosește și Casey. Este un 10-18mm de la Canon, pe care o să-l testez cât de mult pot în acest weekend. Mă gândeam că o să folosesc atât pentru video, cât și pentru foto, cum la Tomorrowland. Sper să fie fain, nu știu. Pe video pare foarte mișto. Vedem cum se descurcă și pe foto. N-are F foarte mare, nu știu, are F4-5. Dar având în vedere că la Tomorrowland o să stă mai mult pe lumină, ar trebui să fie ok. Super, este wide. Ta-na-na-na. Așa, și mai wide. Trebuie să-mi repar microfonul. Trebuie să rup ăsta. La Electric Castle mi-am rupt microfonul, ceea ce este foarte nasol, dar sper să-l lipesc cumva, astfel încât să stea fără probleme. Că ar fi păcat să am cam obiectiv și cameră și să nu pot să folosesc microfonul. Bună ziua, sunteți liber? Liber, haide! Super, până în fabrică, vă rog. Tu n-ai fost nu cu mine în clasă? Ba da, am fost cu tine în clasă. Bă, ce mică e lumea, frate. E mică, mică. Și de când faci taximetrie? Este Teo, colegul meu de liceu, la facultate. Care bea bere fără alcool. Ca să bea eu Silva. Mersi. Eu sunt domnul taximetrist. Bă, vezi că până aici ai 50 de lei. Și ceasul merge în continuare. Zi-mă ceva de încheiere, așa. De încheiere, a fost o seară superbă cu o balerina bărboasă care a zis că o să-i bagă o gumă exact în mijloc aici. Bine. Te gândi, mă, să-ți faci de alea așa... Dreaduri, da. Dreaduri? Te gândi? Bravo. Ce bine că ne vedem foarte des. Ar trebui să-ți faci. El este Teo, fost coleg de el e Panda. Liceu. Și ce bine... Omul negru. Ce bine că stă în Anglia. Hai, străiești. Hai, noapte bună, București. Ne vedem când ne întâlnim.